Domnule Manea, Mureșul Vințu de Jos a pierdut lupta pentru promovarea la baraj, deși nu era obiectivul echipei. Ați luptat până în penultima etapă. Cum a fost? Cum să fie? Exact cum așteptam, un meci frumos. Fiecare dintre noi am încercat să câștigăm meciul. Felicit ambele echipe. În mod special îmi felicit jucătorii mei care pe parcursul acestui campionat au luptat în fiecare meci și și-au dorit să câștige fiecare partidă pe care am jucat-o. Felicit echipa, performanța echipei, o echipă foarte bună, bine organizată și le doresc bafta în continuare. Mai bune astăzi ca Mureș și Vințu de Jos? Ambele echipe au fost bune, dar fotbalul se joacă pe gol. Ei au profitat de niște greșeli ale noastre în apărat, au marcat, ceea ce nu putem să contestăm victoria echipei pe formanța ei. Continui munca la Mureș și Vințu de Jos și din vară? Asta e o întrebare care nici măcar nu m-am gândit să renunț vreodată. Mai avem două meciuri, meciul ultima etapă cu Daia Mare și finala cupei care se va disputa pe cetate și sper să fie un meci la fel de frumos. Oare crezi că finala cupei va fi o revanșă pentru voi în cazul în care veți câștiga? Eu niciodată în fotbal nu caut revanșe. Caut să învăț, caut să mă învăț jucătorii, exact ce le-am spus și după acest meci. Trebuie să ne întărească. Mulți dintre ei n-au jucat un meci cu o asemenea miză. Și asta trebuie să țină minte această dată, această zi și să o ia ca pe o lecție de viață și să continue să muncească mai mult și atunci vor primi răsplata pentru ceea ce au făcut.